Pardosala s-a uscat, prin urmare putem trece la montare agresiv. Pentru că am turnat șapa autonivelantă, operațiunea de amorsare nu este necesară. La placare folosim același adeziv flexibil ca și în cazul faianței, un produs recomandat pentru placări ceramice absorbante și neabsorbante la interior și exterior. Adezivul aderă la toate suprafețele solide, rezistente, curate, uscate și umede, lipsite de substanțe antiaderente. Produsul se aplică în pat subțire, cu o glitieră cu dinți de 10 mm. Glitiera a fost aleasă în așa fel încât adezivul să acopere 65% din suprafața plăcii ceramice. Gresia se montează pe stratul de adeziv în maxim 20 de minute, timpul deschis al adezivului. Adezivul se aplică numai în condiții uscate și la temperaturi cuprinse între 5 și 30 de grade Celsius. În alte condiții de lucru, poate apărea fenomenul de scurtare și întârziere a timpului de uscare sau de întărire. Timpul de punere în operă al adezivului este de aproximativ 3 ore, iar în 30 de minute încă se mai poate modifica poziția plăcilor. Produsul se folosește și la placarea pardoselilor încălzite. Este utilizat pentru obținerea unui strat flexibil de adeziv și evitarea apariției tensiunilor interne pe suprafețe critice. Pot fi placate și suprafețele din gips carton. Atenție! Adezivul conține ciment, iar după amestecarea cu apă are loc o reacție alcalină. Se recomandă evitarea contactului cu pielea și ochii. Suprafața placată cu gresie este circulabilă după 24 de ore.